Hai. Gameri Să înceapă story time-ul la Blanau. Aseară, pe la vreo două dimineața, am întâlnit cu fratele meu, Imogen. Uh, știți că eu cu Imogen ne cunoaștem de 9 ani de zile, frate, n-aveam nicio cu YouTube, amândoi eram proști, amândoi eram morți de foame, amândoi eram așa, adică nu făceam uh, așa. Undeva în Mexic ne-am întâlnit, da? Undeva în Mexic ne-am întâlnit, nu aici în țară, știi, până am fost în Mexic cu mașina, am cam vreo 20 și ceva de ore mi-a luat să ajung până în Mexic, dar ne-am întâlnit undeva prin Mexic, da? Așa, și mi-a zis, hei, estoy embarazada Miguel, hei, lecolo, wow, what's up? Știi, gen, mi-a zis, bă, hai să mergem afară, știi cum am venit și asta, unde vei să mergem afară? Bă, uite până aici în Mexic, știi, e din Giurgiu, Mexic, a făcut mai, mai puțin, știi că, na, e, e mai departe. Și acum, cu fratele, cu fratele ce am făcut frate, cu fratele gata și plata? El a mâncat o șaurma de la Corvaris din Mexic, știi, gen, Corvaris este o șaurma din Mexic. Știți voi, dacă căutați pe Google, vedeți. A, așa, știi? Și a, a căutat acolo de asta. Bă, băieți, când am plecat, noi să ne dăm cu Opelurile. Știți că Imogen are un opal Astra H, dacă nu mă înșel? Și eu am un Opel Astra tot H, dar e OPC. Gen e în decât în două uși, știi? Nu e OPC, e GTC, pardon, scuzați-mă, OPC va Sport. Am GTC, scuzați-mă, nu OPC. Așa. Și ai fost în Mexic? Ok. Uh, și acum să plecăm amândoi după loc, știi cum a venit ăsta, tura mașina, știi, brum, 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 stați cum vă arăt, stați cum vă arăt, stați așa un pic cum arăt. <laughs> și acum am făcut o liniuță în Mexic, știi gen, pentru că, pula mea, în Mexic, în Mexic este permis să faci liniuță, adică nu este niciun fel de problemă, nu există reguli de-astea cum a venit, adică putem să facem chestii de genul ăsta fără să, fără să, așa, la un semafor, da, eu sunt mexican, în secret, stați așa un pic cum vă arăt, așa, I, I, -i și mai departe nu am pus, pentru că în Mexic v-am spus, nu e bine să dai un exemplu ăsta așa de negativ pe asta, dar puteți să povesti de chestii, despre chestia asta, pentru că nu este nimic îneregul de a povesti, știi, gen. Băi, fate și acum am făcut noi cum a venit bă, totul, totul asta pe un aeroport în Mexic, adică nu undeva, vă dați seama că nu era, era decât un semafor care putea să zică chestia asta, știi, gen, să, să ne dea acolo startul. Și a fost un fel de Need for Speed, varianta low budget, știi cum a venit? eu am un Opel care are 140 de cai, un 8 aspirat, Imogen are un Opel care are 110 cai dacă nu mă înșel, uh, 1.6 dacă nu 1.6 sau 1.4 tot așa aspirat, știi? Adică nu avem turbină, toți suntem morți, adică 0.100 cred că facem 50 de secunde, ești de mult, deci nu avem nicio șansă. Bă, m am dat acum cu Imogen, bineînțeles, acum aveam vreo 150 la oră și Imogen în spatele meu mâncava și la voastră, Imogen în spatele meu o făceam acum venea și sau la 150 la oră, trebuie să ai un control mai așa cu mașina, mă mir că bine 150 la oră mașina asta, să ziceți. Așa, gen, știi? Și era așa și era în curul meu, mâncam și asta, pun o frână, că am văzut pe cineva pe trecere, plava asta, pun o frână, că am văzut pe cineva pe trecere, bă, să inte asta în nu o prea, bă, coaie. am dat avarie, am dat asta, bă, mâncate și plata, până la urmă am clasurat-o pe aia, i-a zis, fă, nu mai trece, mâncate, bă, să o călcăm pe aia pe trecere, bă, și nu altceva, mâncava și pula asta, am zis, mamă, bă, nu e adevărat, să nu punem frână, mâncate și plata, am zis că nu are frână la mașină. Să vă explic pe live, să vă explice pe live. Uh, bă, și după ce am făcut chestia asta, s-a cum a venit în fața mea, bine, L-am făcut, practic, da, eu am mai mult scade decât el. Uh, s-a dus în fața mea, mâncat în vașpura voastră și ce crezi că am făcut -o, omul, frate? Asta s-a așa de volan în stânga, bă, bă, să intru într-un parapet, mă, mâncat în voastră, am trebuit să volan în stânga, bă, să intru, bă, să intru într-un parapet, bă, să mă omoare, bă, bă, să mă omoare, bă, imogen, criminalule, bă, bă, era să mă omori, bă, să vină imogen pe chat, să vină imogen pe chat, să recunoască, mă, bă, bă, să mă omoare, bă, asta de volan în stânga, în voastră, deci nu, no, nu aveți cum, să scrieți pe live când e pe live. Povestești ne povestea cu colo de aseară cu, cu asta, cu asta. Bine, aia cu trecerea de pe vă dați seama că de adevărat. Dar ca idee, să vă povestesc cum a tras de volan în fața mea și bă să, bă, să, bă să, 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 mă omoare, bă, să tragă așa de volan, să mor, să-i spuneți acolo de pe live, pe bune. Deci vezi că, mamă, mâncava și pula asta, deci am zis că, am zis că murim, am zis că murim, pe bune. Dar a fost tare. Aș vrea să fac o concursă de asta organizată cu Imorgeri și să o filmăm și pe YouTube, știi? tot undeva prin Mexic, în Germania și gen, adică nu, nu, nu a fost. Ai fost un Mexic? Cum să nu am fost, mă? Cum să nu am fost? De aici, uite, București, stai așa, că să pot explic, uite. București, Mexic, distanță. Eu am făcut 15 ore. Tare puțin. Pot să spun că am mers pe autostradă, dar mai mers mai tare. Coai, am să Merge mașina mea și pe apă. Credeți-mă că am de alea he, știi, de la care merge pe apă, știi, cu de-alea în GTA, așa e și mașina mea. Stați nici că se transformă, așa mai, mai face ea. Am pe turbo reacție, dacă vedeți cum merge gubul ăsta, opel lui e, e pe tot. Pe bune. Nu știi ăștia.